Bună ziua, bine v-am găsit. Astăzi suntem pe data de 19 aprilie 2024. Am venit la albinuțe să le dau apă. A fost întrebat de ce nu sirop. Nu dau sirop, dau apă. Siropul însetează albinele datorită procesului prin care trebuie să-l treacă albina, și apa este cea mai recomandată. Asta în caz că este mâncare în stup. Dacă nu e mâncare în stup, atunci n-ai de ales și dai sirop. Dar atâta timp cât eu sunt sigur că au mâncare, nu trebuie să le asigur decât apa mineralizată. Să vă arăt. Aici mai este un pic. Să vă arăt cum. Adică se vede. Iată așa arată borcanul cu apă mineralizată. Îl întorc. Atâta tot că i-am dat găuri mai mari. Bine. Cum procedez? Apucat și pe cocoșul ăsta sub ghițu. Cum procedez? Umplu borcanul. Umplu borcanul, întorc deasupra găleții cu capul în jos și îl pun pe stup și asta e tot. Așa. Mergem mai departe la următorul. Aici nu știu dacă au luat. Numai coloniile mai mari ia această apă mineralizată, cei mici mai puțin. O să verific, o să se înnoreze din nou, o să fie rece, dar la coloniile mari trebuie asigurată apa. Și aici a consumat o jumătate de borcan, chiar dacă este mai mic. Așa, să vă arăt. Iată așa arată. În această apă mineralizată am ceaiul de scorțișoară cu cuișoară, am vitamina C, am uleiuri esențiale și am și minerale adăugate. Nu are niciun îndulcitor introdus. Doar apă. Și iată ce fain și ușor îi asiguri apa. Albina, când nu poate să iasă afară din stup, are nevoie de această apă.
Mergem mai departe. Așa. Să verific și aici. Am mai rupt vântul crengi. Mergem mai departe. Ia să vedem aici a consumat sau n-a consumat. Aici n-a consumat decât foarte puțin, îl las așa. Cu cât e mai mică colonia, cu atât are nevoie de mai puțină apă. Iar dacă e mai mare, are nevoie de mai mult. Bun, între timp nu uitați să accesați link-urile din descriere. Sunt pagini create de mine, de sunt sigure, nu este vrăjeală, pentru a promova sponsorii care au aderat la canal. E vorba de magazine online, deci nu e ceva ce nu-i la locul lui, să zic așa. Bun, iată, ăsta e mai mare. A consumat toată apa de aici. A consumat toată apa. O să-i pun. Mă bucur că calculele teoretice se potrivesc cu cele practice. Așa. Pun albinei. De acum o să tot își ia această apă. Tot timpul o va folosi. Mai departe. O să tot folosească această apă cu minerale. Minim și aici. Astfel reușești să ții puietul, chiar dacă e frig. Iată ce frumos e și ăsta. Iau borcanul. O să mă duc deasupra la găleată cu el. L-am umplut și l-am adus înapoi. Bun, foarte fain. Cam asta fac eu azi. Încet, încet o să dau la toate coloniile apă cu minerale și cu uleiuri esențiale. Bun, cam atât. Un film scurt ca să se înțeleagă necesarul de apă a coloniilor de albine. Până data viitoare, numai bine!